Zi încărcată pentru jandarmii botoșăneni. În numai câteva ore i-au aplicat numai puțin de 39 de sancțiuni contravenționale pentru încălcări ale prevederilor legale privind ordinea și liniștea publică, actele de comerț sau pe linie silvică. Duminică, în jurul prânzului, un bărbat care locuiește pe strada Alea Parcului a solicitat sprijinul jandarmilor după ce doi indivizi aflați sub influența băuturilor alcoolice i-au adresat injurii la intrarea într-un magazin din zonă. Când au ajuns jandarmii la locul indicat, i-au găsit pe cei doi tineri consumând vodcă în fața magazinului. Ei și-au recunoscut faptele și s-au ales cu amenzi în valoare totală de 900 de lei, aceștia fiind de altfel cunoștințe mai vechi ale oamenilor legii. După câteva ore însă, unul dintre cei doi petrecăreți a fost depistat de jandarmi în apropierea unui alt magazin din cartier în timp ce bea bere, de această dată primind o amendă de 100 de lei pentru consum de băuturi alcoolice în locuri publice. 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 1100 de lei au aplicat jandarmii în dimineața aceleiași zile în zona pieței centrale și a bazarului pentru tulburarea liniștii publice, adresarea de injurii și refuz de legitimare, fapte săvârșite tot în urma consumului în exces de băuturi alcoolice.